Decizia lui Sorin Câmpeanu de a renunța la funcția de ministru al educației vine în contextul în care jurnalista Emilia Șercan l-a acuzat că a plagiat un curs universitar în 2006. Potrivit jurnalistei, politicianul și-ar fi însușit capitole întregi semnate anterior de alți doi autori. În urma acestor acuzații, importanți membri ai mediului academic și nu numai i-au cerut lui Câmpeanu să plece din fruntea Ministerului Educației. Și este chiar acum în legătură telefonică directă cu noi Emilia Șercan. Mulțumesc, bună ziua! Bună ziua! Bun, e important ce se va întâmpla acum. Sunt câteva nume vehiculate, dar și această teorie, cum că de fapt a fost sacrificat, în ghilimele, Sorin Câmpeanu pentru a ascunde un alt plagiat al unui alt important politician. Domnul Sorin Câmpeanu și-a făcut singur foarte complicată situația. Pentru că după ce a ieșit, după ce am publicat materialul în care am arătat cu probe faptul că a plagiat și faptul că și-a însușit autoratul a 13 capitole din acel curs universitar, domnia s-a venit cu acele scuze absolut ridicole, care nu numai că au conturat foarte tare absurdul acuzațiilor domniei sale, dar l-au și transformat în sursă de ironii pe Facebook și ironii venite din partea oamenilor care au spus foarte clar: nu ne puteți jigni inteligența, putem foarte clar să analizăm și singuri și să vedem despre ce e vorba și nu ne puteți spune că un curs se lasă moștenire, că se lucrează la comun, că fiecare semnează ce vrea. Există o serie de reguli foarte stricte în mediul universitar și ele trebuie respectate. Eu cred că toate aceste lucruri, într-un ritm extrem de accelerat, au făcut cumva, și eu aș spune mai degrabă că această demisie a fost cerută domnului Câmpeanu de la Cotroceni. Deci au dus lucrurile într-acolo încât Sorin Câmpeanu să nu mai poată să-și salveze imaginea, așa cum a făcut-o premierul Ciucă în ianuarie, atunci când am scris despre teza domniei sale de plagiat și tezei sale de doctorat care era plagiată. Și în situația aceasta domnul Câmpeanu probabil pus față în față cu aceste dovezi, cu aceste situații absolut ridicole explicate de domnia sa, au determinat Cotroceniu să-i ceară demisia. Pentru că gândiți-vă de ce spun Cotroceniu și de ce nu spun Partidul Național Liberal. Pentru că, dincolo de poziția deținută de ministrul al educației, domnul Câmpeanu era cel care trebuia să implementeze proiectul România Educată, proiect conceput, proiectul de țară, proiectul personal al președintelui Klaus Iohannis. Și din declarațiile publice și din ceea ce noi știm, practic am înțeles foarte clar că domnul Klaus Iohannis a avut o foarte mare influență în momentul numirii lui Sorin Câmpeanu ca ministru al educației. Dacă el a avut influență, tot el a avut probabil și putere asupra să influențeze decizia de demisie într-un final. Cum am spus, Sorin Câmpeanu s-a pus singur într-o situație limită, într-o situație fără ieșire. Singura soluție rezonabilă în acest context fiind demisia. Urmează și alte dezvăluiri despre domnul Câmpeanu. Vă întreb pentru că ați lăsat să se înțeleagă că nu ar fi singura situație de acest gen în cazul dumnealui. Da, eu m-am uitat și peste alte materiale și există și alte materiale care mie mi-au ridicat, haideți să zic așa, suspiciuni rezonabile că nu sunt tocmai originale.